În duminica a 25-a după Rusalii, la baldachinul Sfinților din apropierea Catedralei Patriarcale, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarcal. Preasfinția sa le-a vorbit credincioșilor bucureșteni despre scopul vieții creștine. Chemarea pe care o adresează Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iată și învățătorului de lege și tuturor oamenilor, dar mai ales creștinilor care au primit lumina Evangheliei, au primit lumina descoperirii dumnezeiești desăvârșite prin Fiul omului, cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Au înțeles că tot ceea ce avem aici este limitat, dar ceea ce este de dorit, precum a întrebat și învățătorul de lege, ce să facă să moștenească viața de veci, acela este scopul nostru. Nu pentru a trăi pentru o vreme în îndestulare, în bogăție și plăceri, ci a trăi pentru totdeauna, în dreptate și în bucurie și în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și a schimba cele trecătoare pe cele veșnice și nemuritoare. Altfel, rămânem numai aici în pământ. Ori ținta noastră nu este să rămânem numai aici. Pe aici suntem călători și pelerini, dar ținta călătoriei noastre este împărăția lui Dumnezeu. Pământul sfânt și drept, vorbind la figurat, în care locuiește dreptatea, unde Domnul nostru Iisus Hristos este noapte și zi, unde este lumină și bucurie și odihnă, și unde El este îndestulare pentru toate nevoile călătorului care a ajuns să atingă acest tărâm, acest țărm al împărăției lui Dumnezeu. Deci această țintă pe care o avem de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu trece pe aici, dar ea se manifestă și ne poate ajuta ca să o atingem prin a fi următori ai lui Hristos. Tot astăzi în Biserica Ortodoxă au fost pomeniți Sfântul Apostol Filip și Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.